Ai Lake IT și Iulia Ionescu. Și Iulia Ionescu. Așa. Da. Ultima ediție din această săptămână, să vedem, zic. Bună dimineața! Pentru că aici la Like IT am tot vorbit despre sustenabilitate, astăzi mi-am propus să și explicăm ce înseamnă această sustenabilitate și cum putem să trăim în armonie cu mediul înconjurător, să avem un stil de viață sănătos. Alături de mine astăzi este Roxana Puia de la Asociația Environ. Bună dimineața! Bună dimineața! Roxana, vreau să le explicăm telespectatorilor ce înseamnă sustenabilitatea în primul rând, pentru că a devenit așa un termen cool pe care îl folosim toți în postările din social media, dar nu toți chiar punem în practică ceea ce înseamnă asta. Așa este. În ultima vreme, sustenabilitatea a devenit așa foarte în trend și este un termen întâlnit atât în mediul de afaceri, la conferințe, dar și în cercul de prieteni și în social media, după cum ai spus și tu, însă foarte puțini oameni cred că știu ce înseamnă de fapt a fi sustenabil. Și până la urmă, sustenabilitatea, dacă este să o rezumăm într-o definiție foarte simplă, are legătură cu alegerile pe care le facem și niște alegeri care trebuie să fie conștiente și să fie făcute din respect față de planetă, din respect față de noi înșine și față de oameni. Și înseamnă de fapt un stil de viață care se construiește în fiecare zi, nu este ca o pastilă pe care o iei odată și te aștept să se întâmple o minune, înseamnă a trăi în limitele resurselor pe care planeta ni le oferă, fie că vorbim de apă, de hrană sau de energie, și de a ne asigura că și generațiile viitoare vor avea aceleași resurse la dispoziție. Poți să-mi dai câteva exemple de obiceiuri pe care le-am putea aplica în viața de zi cu zi pentru a fi sustenabil? Mai sustenabil. Aș începe în primul rând prin a face o precizare. Absolut fiecare activitatea noastră, din momentul în care ne trezim dimineața, mergem la birou, plecăm în vacanță și așa mai departe, are o amprentă asupra mediului. Avem un consum de resurse și în fiecare decizie pe care o facem e bine să știm că există și o variantă mai puțin nocivă. Chiar dacă vorbim de mersul cu mașina, de exemplu, că poate n-ar trebui să-l promovăm, însă uneori este mai sigur, este mai eficient din rațiuni de timp, de știu eu și așa mai departe, putem face și acolo niște alegeri, putem învăța sfaturi de eco-driving, putem alege o mașină mai mică care consumă carburant mai puțin dacă nu suntem o familie numeroasă. Când ne alegem locuința, când o renovăm, când mergem la cumpărături, e bine să nu mergem neapărat înfometați, să mergem cu o listă ca să nu cădem pradă tentațiilor. Când sunt sezoanele de reduceri, că e bine să ne gândim de două ori dacă chiar avem nevoie de lucrul acela. Există o regulă care spune că noi purtăm cam sau folosim cam 80% din, în 80% din timp, cam 20% din lucrurile pe care le avem. Deci ne încărcăm de foarte multe lucruri inutile. Este tendința asta a consumerismului exacerbat și a campaniei care ne îndeamnă să cumpărăm și să ne creeze într-un fel niște nevoi pe care poate că nu le-am avea. Până la urmă, noi, dacă vrei, putem să reducem la un principiu foarte simplu, să te gândești de două ori dacă ai nevoie și să prețuiești mai mult calitatea și nu cantitatea lucrurilor care ne înconjoară. Există persoane care, de exemplu, pur și simplu sting lumina atunci când nu stau într-o anumită cameră. Adică e un obicei care chiar poate face diferența? Povestea asta cu sustenabilitatea nu e o chestiune abstractă sau foarte complicată, ci sunt lucruri pe care poate că le facem și nu știm de ce le facem. Uneori are și mare parte din măsurile acestea au legătură și cu economiile financiare pe care le facem la reducerea facturii la energie electrică, la reducerea consumului de apă atunci când ne spălăm pe dinți, la decizia de a face dușuri de 5, 6, 7 minute și de a nu face băi, la modul de a izola sau temperatura pe care o păstrăm în casă. E bine să nu depășească 20-22 de grade. Românii sunt sustenabili? Sunt atenți la astfel de lucruri? Românii și-ar dori să trăiască sănătos și curat, dar nu prea știu cam de unde să înceapă povestea asta. Sunt încă multe aspecte în privința cărora ar trebui să ne informăm. Nu sunt lucruri complicate. Cred că odată ce ai înțeles niște principii, poți mai departe să iei niște decizii responsabile de unul singur. Voi ați lansat și un ghid acum, un ghid care este disponibil gratuit pentru toți cei care vor să se informeze despre sustenabilitate. Unde găsim acest ghid? Ghidul poate fi comandat direct către noi sau toată informația din ghid se regăsește pe site-ul nostru www.sustenabilzidezi.ro. Este o provocare, dacă vrei, pentru anul 2021 să facem în fiecare zi câte un lucru care să ne aducă mai aproape de un stil de viață mai puțin nociv mediului. Pe final o să te rog doar să-mi dai câteva exemple de țări, orașe din întreaga lume unde au fost aplicate deja de ceva timp astfel de obiceiuri și vedem deja că lucrurile s-au schimbat acolo în bine.
Acum, întreaga poveste la nivel european sau Uniunea Europeană se bazează foarte mult pe promovarea unui stil de viață sănătos, pe promovarea principiilor legate de dezvoltare durabilă și de sustenabilitate și lideri cumva în sensul ăsta sunt țările nordice, Norvegia care a depășit Suedia, Danemarca, Elveția, dar și țările cu tradiție, de exemplu, în industria reciclării, Germania, Austria, Olanda care promovează mersul cu bicicleta foarte mult și nu este singurul stat dezvoltat din punct de vedere al infrastructurii. Ar fi bine să se vorbească și despre România atunci când vine vorba despre sustenabilitate, așadar dacă vreți să aflați mai multe informații despre tot ce înseamnă acest stil de viață, puteți să comandați această cărticică practică, acest ghid de sustenabilitate care este disponibil gratuit pentru toți cei care sunt interesați de subiect și nu uitați că toate momentele I Like IT, unde la fel găsiți foarte multe informații utile, sunt încărcate și pe site-ul nostru, pe știrileprotv.ro, la secțiunea I Like IT.